am prăjit chifteluțele, punem într-o tigăiță, cam 7 linguri de ulei. Îl lăsăm acolo. Punem sare. Piper. Lingură de făină care o încorporăm în ulei untins, uitați. Bine. Și pregătim un rentaj cu usturoi. Punem și bulion, cam 2 linguri. Punem și un pic de bulion din acesta de ardei, dacă aveți. Puțin, mult, o linguriță, îl incorporăm și pe acesta în făina aceasta, așa, bine, l-am incorporat, îl subțin cu o lingură, 2, 3, 4 linguri de apă, cât de mult tot dorim să facem. Așa. Aici fierbe, lăsăm un pic să clocotească, între timp pregătim 2-3 căței de usturoi, care îi stocăm mărunt aici. Stocăm usturoiul, 2 căței de usturoi. Uitați. Așa, îi lăsăm aici. Facem sos. Uitați, una, două. Și le lăsăm un pic să mai clocotească. Le întoarcem și pe o parte și pe alta. Și este gata. Acestea sunt chifteluțe cu sos marinat. Sosul este gata, uitați, clocotește, oprim focul și pregătim cu piure de cartofi imediat. Uitați, așa arată chifteluțele marinate cu piure și cu asta. Poftă bună vă dorim!